Vom vorbi în această lecție despre adunarea și scăderea fracțiilor zecimale și vom ajunge să efectuăm cele două calcule pe care le vedeți scrise pe tablă. Înainte însă de a efectua aceste două calcule, să vedem cum procedăm când adunăm și scădem fracții zecimale. Să zicem că avem următoarea adunare: 3,6 plus 4,85. Dacă noi nu am avea un procedeu separat pentru fracții zecimale, ar trebui să ne bazăm pe fracții ordinare, adică 3,6 înseamnă 3 întregi și 6 zecimi, adică 3 plus 6 pe 10, iar 4,85 ar însemna 4 întregi, 8 zecimi, deci plus 8 pe 10, plus 5 sutimi, 5 supra 100. Efectuând atunci adunarea dintre întregi, 3 plus 4 este egal cu 7, deci avem 7 întregi plus 6 zecimi cu 8 zecimi sunt 14 zecimi plus 5 sutimi. Acum 14 zecimi sunt 10 zecimi plus 4 zecimi. Iar 10 zecimi, 10 pe 10, ne dă un întreg. Deci este egal cu 1. Am avea atunci că este 7 plus 1 plus 4 zecimi plus 5 sutimi. Este egal cu 7 plus 1 este 8 plus 4 pe 10, 4 zecimi, plus 5 sutimi. Dacă scriem ca fracție zecimală, 8 întregi 4 zecimi și 5 sutimi este 8,45. Cu alte cuvinte, 3,6 plus 4,85 este egal cu 8,45. Dacă am lucra așa de fiecare dată, ar fi destul de complicat. Motiv pentru care am ajuns la concluzia că vom înlocui acest procedeu cu un procedeu specific fracțiilor zecimale. Și anume, ne uităm la cele două numere pe care le-am adunat. 3,6 plus 4,85. 3,6 este 3 întregi și 6 zecimi, iar 4,85, 4 întregi, 8 zecimi și 5 sutimi. Dacă ne uităm de la dreapta la stânga, când am adunat sutimile, doar al doilea dintre termeni avea sutimi. 5 sutimi cu nicio sutime de la 3,6 înseamnă 5 sutimi. Apoi am adunat zecimile. 8 zecimi cu 6 zecimi sunt 14 zecimi. Am avut practic o trecere peste ordin. 14 a însemnat 4 și 1 l-am ținut în minte. Iar 4 întregi cu 3 întregi sunt 7 întregi și cu 1 din minte 8. Practic, pentru a aduna, și aceeași procedură o vom folosi și la scădere, și scădea fracții zecimale, vom proceda astfel. Adunăm întregii cu întregi, zecimile cu zecimi, sutimile cu sutimi și așa mai departe, și la trecerea peste ordin procedăm exact ca la numere naturale. Adică, dacă avem un calcul ca de exemplu 6,02 plus 1,73, vom aduna sutimi cu sutimi, 3 sutimi cu 2 sutimi, 5 sutimi, 7 zecimi cu 0 zecimi, 7 zecimi, virgulă, 1 întreg cu 6 întregi, 7 întregi. Ba chiar putem face și anumite artificii. Să zicem că avem de adunat 1,2 cu 0,097. Al doilea termen are 3 zecimale și primul termen are una singură. Dar nu este nicio diferență între 1,2 și 1 întreg, 2 zecimi și 0 sutimi. Sau 1 întreg, 2 zecimi, 0 sutimi și 0 miimi. Adică noi putem egala numărul de zecimale. Avem atunci 1,200 plus 1,0097. De ce ne-ar ajuta acest lucru? Pentru că atunci când avem același număr de zecimale, este poate mai ușor să vedem, să adunăm corect cifrele de pe pozițiile care corespund. 7 cu 0 este 7, 9 cu 0 este 9, 0 cu 2 este 2, punem virgulă, 0 cu 1 este 1. 1,297. Mai mult, dacă ne ajută, într-o scădere, cum este de exemplu 3,5 minus 0,08,
putem nu doar să egalăm numărul de zecimale, al doilea are 2, deci mai adăugăm un 0 la primul, ci și să punem numerele unul sub altul. 3,50 minus 0,08 și efectuăm scăderea exact cum făceam la numere naturale. 0 minus 8 nu se poate, deci ne împrumutăm. 10 minus 8 este 2, ne-am împrumutat, deci avem 4 minus 0 care este 4. Punem virgula, virgula va rămâne sub virgulă pe verticală și 3 minus 0 este 3, deci este egal cu 3,42. Vă recomand mai ales atunci când sunteți la început să egalați numărul de zecimale pentru că vă ajută să evitați anumite greșeli. Să vedem atunci calculele pe care le avem de efectuat. Avem aici 4,05 minus 0,2 plus 12,025. În primul rând, ce aș face? Observăm faptul că unul din termeni are 3 zecimale, deci putem egala la început numărul de zecimale. La prima îi mai adăugăm o zecimală și la a doua îi mai adăugăm 2 zecimale. Bun, atunci putem efectua calculele pe rând. 4,050 minus 0,200. Aici nu este cazul să le punem una sub alta, nu? Se poate efectua direct. 0 minus 0 este 0. 5 minus 0 este 5. 0 minus 2 nu se poate, ne împrumutăm de la 4. 10 minus 2 este 8, punem virgula. Avem 3 minus 0 care este 3. Deci este egal cu 3,850 plus 12,025. Putem, de exemplu, aici să ne hotărâm că vrem să le punem una sub alta. 3,850 plus 12, întregi sub întregi, da? 0,025. 5 cu 0 este 5, 5 cu 2 este 7, 8 cu 0 este 8, punem virgula, 3 cu 2, 5, 1. Deci este egal cu 15,875. Și ne-am încheiat atunci primul calcul. Cel de-al doilea calcul pe care îl avem la punctul B, 11 minus 0,11. 11, ținem cont de faptul că se poate scrie ca 11 și 0 zecimi sau 11, 0 zecimi și 0 sutimi. Atunci am putea rescrie ca fiind 11,00 minus 0,11, doar ca să egalăm numărul de zecimale și le punem una sub cealaltă. 11,00 minus 0,11 și efectuăm. 0 minus 1 nu se poate, deci ne împrumutăm, nu avem de unde din 0, ne împrumutăm din 1. 10 minus 1 este 9. Aici nu mai avem 0, că avem 9. 9 minus 1 este 8. Punem virgula. Ne-am împrumutat din 1, deci a rămas 0. Și 10 este egal cu 10,89. Seamănă foarte mult adunarea și scăderea fracțiilor zecimale cu adunarea și scăderea numerelor naturale. La ce trebuie să fim atenți aici? Gafa care apare cel mai des, să scădem zecim cu zecim, sutim cu sutim, mim cu mim și așa mai departe, să evităm să scădem zecim cu sutim, ceea ce ar fi o greșeală. Și atunci, un mod prin care la început puteți evita această greșeală este să egalați numărul de zecimale adăugând zerouri. Mult succes în continuare!